invitați, stimați reprezentanți ai mass media locală și centrală, vă rog să-mi permiteți să intru în procedurile legale de desfășurare a ședinței Consiliului Județean de astăzi, ființă ordinară, în 4 octombrie 2017, convocată prin dispoziția numărul 580 din 19 octombrie 2017. La ședința noastră lipsesc doi colegi consilieri, domnul Badiu Adrian, care este în străinătate, și domnul Lungu Paul, domnul consilier Lungu Paul. În conformitate cu prevederile legii numărul 215, o să dau cuvântul doamnei secretar al județului Vrancea, doamna Raluca Dan, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20 septembrie 2017 și a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 2 octombrie 2017. Doamna secretar, vă rog. Domnule președinte, domnilor consilieri, în cadrul comisiilor v-au fost prezentate stenogramele celor două ședințe, cea ordinară din 20 septembrie și cea extraordinară din 2 octombrie. Dacă aveți observații cu privire la cele consemnate de Secretariatul Tehnic, domnul consilier Emilian Diaconu, vă rog. Domnule președinte, având în vedere că unele stenograme sunt destul de mari, consider că ar trebui să găsim o modalitate de a se transmite electronic aceste stenograme, să le putem citi, pentru că în timpul ședinței comisiei nu există posibilitatea studiere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna secretar. Domnule președinte, am avut cu domnii consilieri și în cadrul Comisiei de Specialitate aceeași discuție. Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean formate din consilieri nu se întâlnesc doar înaintea ședinței, se întâlnesc în decursul unei luni de mai multe ori. Asta este și motivul pentru care și sunt remunerați pentru cel puțin două ședințe de comisii. Noi, la Secretariatul Tehnic, întocmim stenograme și nu doar procesul verbal, așa cum ne obligă legea. Practic, procesul verbal al fiecărei ședințe unde spunem ce proiecte de hotărâre au fost aprobate și cu ce cuvorum sunt pe site-ul Consiliului Județean la câteva zile după fiecare ședință ordinară sau extraordinară. În ceea ce privește stenogramele, ele au fost puse la dispoziția al domnilor consilieri județeni cu mențiunea că nu pot fi făcute publice pentru că acolo sunt declarațiile fiecărui consilier în parte și practic ar trebui să avem acordul fiecăruia dintre dumnealor de a face public transcrierea susținerilor pe care dumnealor le au în ședințe. Conform legii și închei, conform legii, secretarul județului este obligat să întocmească un proces verbal, iar la ședința următoare să-l prezinte consilierilor care pot contesta cele consemnate în procesul verbal cu privire la cele menționate referitor la declarația proprie. Dacă domnul consilier Emilian Diaconu, cu privire la unul din cele două procese verbale, are vreo contestație în sensul că Secretariatul Tehnic nu a consemnat cu acuratețe declarația dumnealui, vă rog frumos să ne spună ca să putem să facem modificările de rigoare. Vă pot ajuta la ședința ordinară din 20 septembrie, ați luat cuvântul odată la pagina 10. Dacă credeți că nu s-a consemnat în totalitate... Mulțumesc, nu am studiat și am să mă abțin deocamdată. Nu am ținut. Vă mulțumesc și eu. O idee este următoarea. Dacă grupul Partidul Național Liberal dorește cum sunt stenograme, atunci domnul Iremia înregistrează tot și nu e niciun fel de problemă, îți dau înregistrat ședința ca pe pată și vă faceți propria stenogramă în acest punct de vedere. Încă o dată, legea ne obligă să subim un proces verbal. Ok. Cred că e o problemă minoră, doamna secretar, și din punctul dumneavoastră de vedere, și din punctul dumneavoastră de vedere, domnul consilier Emilian Diaconu. Supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 20 septembrie. Ce este pe mine? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vreți să spuneți ceva, domnule Emilian? Da, domnule președinte. Domnule președinte. Privirea la procesul verbal. Da, sigur. Mi se pare, cum a spus dumneavoastră, o chestiune minoră, până la urmă. Aș contrazice puțin pe doamna secretar. În situația în care ședințele sunt publice, luările noastre de cuvânt sunt la fel de publice. Există pe site-ul primăriei Focșani, da? Stenograma discuțiilor din cadrul ședințelor Consiliului Local. Există pe site-urile altor consilii județene. Stenogramele ședințelor respective. Am înțeles. E chestiune simplă până la urmă. De ce să ne complicăm? Am înțeles, gata. Lasă-mă, vă rog să mă spun. Care? Să intru. Vă mulțumesc.
Da, ori. Supun la vot plenului Consiliului Județean proiectul de procesul verbal din data de 2 octombrie 2017. Cine este? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. Doamne și domnilor consilieri, pe ordine de zi a ședinței de astăzi, avem înscrise următoarele proiecte. Un proiect ordine de zi. La punctul 1. Aprobarea inventarierii în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea terenului suprafață de 75 de hectare de pășune situate în ecuatorul de la orașului Mărășești, în vederea realizării proiectului Parcului Memoriei Naționale România. La punctul 2. Avem proiectul privind aprobarea participării județului Vrancea la realizarea proiectului Parcului Memoriei Naționale România. La punctul numărul 3. Poate vă închideți telefoane, celulare bună. Păstrasem solemnitatea ședinței. La punctul al treilea avem proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație a Centrului Școlar pentru Educație, inclusiv o Maicănești, pentru anul școlar 2017-2018. La punctul numărul 4 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data 30 septembrie 2017. La punctul al 5-lea avem repartizarea comunității administrative teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 alocate județului Vrancea prin adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice, numărul 29-220 din 2017. La punctul al 6-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la bază expertiză tehnică la obiectivul de investiții reabilitare și modernizare drumul județean 205J Fitoanei, județul Vrancea. La punctul numărul 7 avem un proiect de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică la obiectivul de investiții reabilitare și modernizare drum județean 205L sectorul DN2D Negrilești, comuna Negrilești, județul Vrancea. La punctul al 8-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D peste râul Zăbala la comuna Nereju. La punctul al 9-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare din pod beton armat peste calea ferată al Drug Bacău, pe drumul județean 119J, municipiul Adjud, județul Vrancea. La punctul al 10-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, studiu de teren, la obiectivul de investiție, consolidare și reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud Bacău, pe drumul județean 119J, municipiul Adjud, județul Vrancea. La punctul al 11-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică, studii de teren, geotehnic, hidrologie și de trafic, la obiectivul de investiție, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, scurgere la Paltin, în comuna Paltin, județul Vrancea. La punctul al 12-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică, la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod în beton armat pe drumul județean 205D peste Pârâu Bălașa la comuna Nereju, județul Vrancea. La punctul 13 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod în beton armat pe drumul județean 205D peste Pârâu Monteoru la Nereju, comuna Nereju, județul Vrancea. La punctul numărul 14, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației economice, tehnico-economice, la faza expertiză tehnică, la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Pârâul Turburea, la comuna Paltin, județul Vrancea. La punctul numărul 15, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice, la faza expertiză tehnică, studii de teren, documentații de avizare lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiție, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Pârâul Olari, la comuna Paltin, județul Vrancea.
La punctul al 16 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții, consolidare și acreditare pod în beton armat pe drumul județean 25 peste părâul Chioasa la comuna Balte, județul Brașov. La punctul al 17-lea avem proiectul de hotărâre prin clasificarea drumurilor județene pe niveluri de intervenție după nivelurile de viabilitate în timpul iernii 2017-2018. La punctul numărul 18 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la baza de documentații de avizare a lucrărilor de intervenție DALI pentru obiectivul de investiții, construire șarpantă, clădirea Cito Odobești, Casa Ruxandra, strada Caporal Dea, numărul 8, orașul Odobești, județul Brașov. La punctul 19 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza documentației de avizare pentru obiectivul de investiții, construire, bazin betonat, vidanjabil, fosă septică și demolare corp 5C, grup sanitar BC uscat, la centru Cotești, localitatea Cotești, județul Brașov. La punctul 20 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza de documentație de avizare și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire încăpere, CT, coș de fum, instalații termice și refacere finisaje la centru Mâncănești, județul Brașov. La 21 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a documentației de avizare și a lucrărilor de intervenții DALI și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție hidroizolare, demisor, Direcția Generală de Asistență Socială, Protecția Drepturilor Copilului Franciu. Doamne și domnilor consilieri, după convocarea ședinței a fost depusă la Secretariatul Tehnic, proiectul privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, care trebuie să fie aprobat în alt punct. Documentația pentru proiectul de hotărâre, transmis odată cu celelalte materiale. Ale ședinței propun suplimentarea ordinii de zi cu includerea proiectului menționat. Doamnelor și domnilor consilieri, supun votului plenului Consiliului Județean suplimentarea ordinii, includerea pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru funcțiile publice din aparatul tehnic de specialitate al Consiliului Județean Bracea, din instituțiile subordonate, Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bracea și centralizat la nivelul ordonatorului principal de credit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, cu unanimitate de voturi s-a hotărât includerea pe ordinea de zi. De asemenea, ca urmare a corespondenței cu Ministerul Turismului, propun suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre prin aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Turismului în vederea participării județului Vrancea la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pe durata valabilității protocolului. Domnilor și domnilor consilieri, supun includerea pe ordinea de zi a proiectului. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc, proiectul a fost inclus pe ordinea de zi, unanimitate de voturi. Domnilor și domnilor consilieri, supun plenului Consiliului Județean proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Precizez că toate proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele de compartimentelor de specialitate și aviziile comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brancea și au fost depuse la secretarul județului. La punctul numărul 1. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea inventarierii în domeniul public al județului Brancea și administrarea Consiliului Județean Brancea a terenului în suprafață de 75 de hectare de pășune situat în extravilanul orașului Mărășești, în vederea realizării proiectului Parcul Memoriei Naționale Romândrian. Dacă există observații, comandant. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 2 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea participării județului Vrancea la realizarea proiectului Parcul Memoriei Naționale Romândria. Dacă există observații, vă mulțumesc acestui proiect. Domnul profesor și domnul consilier în același timp, domnul consilier, din urmă ăsta, vă rog. Întrebare, întrucât proiectul este bugetat o sumă destul de mare din banii guvernului și se întinde pe mai mulți ani,
aș vrea să primim asigurări de la, de la conducerea Consiliului Județean că se iau toate măsurile asiguratorii ca în derularea acestui proiect, foarte important de altfel, să nu ajungem în situații dificile din cine știe ce motive, cum s-a mai întâmplat la alte proiecte ale Consiliului Județean, nu vreau neapărat să mai duc discuția la proiectul privind Crângul Petreș sau sistemul de management integrat al deșeurilor. Pentru că anul centenarului va trece, dar activitățile în cadrul proiectului vor fi pe o durată mai lungă. Și ar fi de neconceput ca în județul Vrancea, chiar pe această temă, să avem, doamne ferește, un proiect eșuat sau cu mari dificultăți în a fi executat. Mulțumesc foarte mult. Fac precizarea că și Crângul Petrești a fost finalizat. Nu în condiții în care s-a vorbit. Și evident și managementul integrat al deșeurilor va fi un proiect care va fi finalizat în condiții foarte bune din acest punct de vedere. Dar nu vreau să intrăm în polemică pe această temă. Deci eu, ca președinte al Consiliului Județean Vrancea, vă garantez că în legislatura 2016-2020 județul Vrancea va deține cel mai important monument natural dedicat celor 350.000 de ostași români căzuți în primul război mondial și anume Parcul Memoriei Naționale, Parcul Romândria, care va fi un loc de pelerinaj și un loc de mare importanță pentru atât pentru județul Vrancea, cât și pentru potențialul turistic al județului nostru. Supun la aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 3 al proiectului de hotărâre prin desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Mărcănești pentru anul 2017. Deci până acum cine a fost? A fost domnul Diță Dumitru? Domnul vicepreședinte, domnul Cristian, la care îți propune? Propun pe doamna consilier Gaureșa. Mulțumesc foarte mult. Grupul Partidului Național Liberal, aveți propuneri? Nu avem nicio. Mulțumesc foarte mult. Rog secretariatul, da, în primul rând, consul Consiliului Județean, dacă sunteți de acord să o trece pe buletinul de vot, pe colegul noastră, doamna consilier Laura Ișanu. Cine este pe mine? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, rog secretariatul să întocmească buletinul de vot, pentru că e un proiect de hotărâre care se adoptă cu vot secret și să o trece pe buletinul de vot pe doamna Laura Ișanu. Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să trecem la punctul 4, dacă sunteți de acord, cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, vă mulțumesc, continuăm ședința noastră. La punctul 4 avem proiectul de hotărâre prin aprobare execuției bugetare la data de 30 septembrie 2017. Dacă există comentarii pe marginea acestui proiect. Domnul consilier Cristian Irimia, vă rog. Stimați colegi, este a patra intervenție de când sunt consilier județean pe această temă și vreau să încep prin a spune că ne angajăm să facem un parc al memoriei naționale de 75 de hectare și foarte bine că facem acest lucru, are legătură ceea ce vreau să zic cu acest aspect și ne blocăm, nu știu cum și nu știu unde și poate aflăm un răspuns într-un anumit moment la acest program de împădurire terenuri degradate. Este pentru a patra oară la rând când ne sunt prezentate execuții bugetare și la programul de împădurire a terenurilor degradate suma realizată este zero, deși a fost prevăzută suma de 590.000. La ultima mea intervenție pe această temă, domnul președinte, l-a spus lui domnul Săcăluș să ia măsuri, să vadă să ce trebuie să mai facem, unde apar blocajele, de ce acest program trădează, știm cu toți cât de important este și am căzut de acord, cred eu, la ultima intervenție de acum 3 luni cu privire la acest program. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier Cristinel Lidimia, domnul consilier Liviu Constantă.
parcurgând cifrele din execuția bugetară, ar mai fi niște lucruri îngrijorătoare, cred că, pentru noi și pentru județul nostru. M-aș referi special la cheltuielile pentru dezvoltare, unde cifrele nu arată prea bine față de ceea ce am prevăzut. Gradul de realizare este destul de mic, undeva în jur de 20%. De provin probabil această nerealizare, ca să zic așa, în special de la programul de management al deșeurilor, cum spunea colegul meu, și de la programul de pădurile terenului degradate, și iar dintr-un loc unde ne doare foarte mult pe toți, de la drumuri și poduri. S-ar cuveni niște explicații mai amănunțite, nu neapărat pentru noi, consilierii din opoziție, dar pentru toți cetățenii județului Vrancea, dat fiind că ședința de Consiliu Județean are oarecare audiență în media, cred că aici ar fi momentul să găsim niște explicații pentru aceste cifre care eu le consider dezamăgitoare cumva și care ar fi perspectivele ca în viitor să dregem cumva aceste lucruri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule consilier, Liviu Bostan, dacă mai este și alte opinii. Înțeleg că nu. Domnul director Diță, s-o luăm cu părând, după care domnul Săcăruș, după care domnul director Romeu. Da. Eu cred că principala cauză sau nerealizare, de fapt, a acestui buget, a execuției bugetare la această dată, sunt derularea achizițiilor publice la investițiile, în primul rând, la programul cu deșeurile și apoi și la celelalte programe cu finanțare externă, la drumurile pe care deja sunt semnate, contractele de finanțare fondurile externe sunt semnate, dar încă sunt în timp în procedura de licitație și normal că nu apare nicio execuție și la fel la de fapt la toate programele de investiții care avem nerealizări la drumuri și la deșeuri. Aici sunt din cauza achizițiilor, nimic mai mult. Nu, din cauza termenilor din legea achizițiilor. Corect. Procedurilor legale care trebuie desfășurate în ceea ce privește realizarea acestor obiective de investiții. Exact, noi suntem obligați să derulăm toate procedurile legale. Mulțumesc. Domnul director Săcăruș, vă rog. Vă mulțumesc, domnul președinte. Referitor la nerealizarea prevederilor din programul de împăduriri, noi avem un proiect care a început din anii 2008-2009 în parteneriat cu alte OAT-uri din județul Vrancea. Este vorba de OAT Ciorăști, Panciu, și Măicănești. În derularea programului s-au manifestat o serie de, s-au întâmpinat o serie de neconcordanțe, corelări a... Poftiți. Proiectul de care vorbiți dumneavoastră a fost un fiasco. Și asta din cauza proiectanților. Are proiectanți, nu și-au făcut treaba cum trebuia, au stabilit niște terenuri pe care nu crește nimic din acest punct de vedere. Asta de ordine de idei. În altă ordine de idei, suma din execuția bugetară se referă la împădurirea hectarelor, la suprafața de pădure pe care trebuie să o împădurească Consiliul Județean și care este în procedură datorită a ceea ce am defrișat la în Câmpul Petrești. Da, Câmpul Petrești. Bine, continuăm. Referitor la acest proiect, deci el trebuie continuat în sensul că trebuie înlocuită suprafața care a fost defrișată de multiplicată și în prezent suntem în procedura de... Și când se termină procedura? Cu termenele care sunt în primăvară noi
Sperăm să avem... Să începem lucrările. Mulțumesc, domnul director. Mulțumesc, domnule președinte. Mă văd nevoit pentru nu știu câte oară de a prezenta explicații pentru un proiect care se cheamă Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Vrancea, un proiect criticat de fiecare dată în ședință de o parte din consilier, dar pe nedrept. Acest proiect, la această dată, are un grad de realizare de 92%. Singurul contract de lucrări care mai trebuie realizat din cadrul proiectului e construirea a 597 de puncte de colectare în cele 68 de localități rurale în județul Vrancea. Procedura de achiziție este pe finalizare. La sfârșitul lunii octombrie vom avea contractul de lucrări, data la care se va emite ordinul de începere și în perioada maximă de 6 luni trebuie să construite acele puncte de colectare. Concomitent cu aceasta, Consiliul Județean a demarat procedura de organizare a licitației pentru delegarea operatorului la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret. Deci, mă văd nevoie să-mi declar nemulțumirea publică pentru critica constantă că nu merge acest proiect. Vă rog să-mi permiteți să informez plenul Consiliului Județean că 2 ani de zile a stat în contestație la Curtea de Apel procedura de atribuire a Centrului de Management Integrat. Altă perioadă s-a pierdut cu transferul terenurilor pentru că un proiectant ales de minister din 2009 a identificat. Poftiți? Avem de când să spun, pentru că este fazat, toată suma de 6.165.823 de lei e fazată și se plătește din cadrul programului operațional Infrastructură Mare, etapa a doua. Deci, bani de la bugetul local al județului Vrancea nu vor fi decât contribuția de 2%, care e aprobată prin contractul de finanțare. Deci, acest proiect se apropie de finalizare și intrăm în linie dreaptă deja cu, cum am spus, cu delegarea operatorului la Centrul de Management Integrat. Pentru rețeaua de drumuri județene, dacă îmi permiteți. Uitându-ne în programul lucrărilor de întreținere și modernizare, pe capitole apar lucrări de întreținere curentă, care înseamnă balastări, plombe, care în acest an nu au putut fi făcute, întrucât procedura de achiziție organizată de UATJ Vrancea conform legii 98, a dat câștigător un ofertant, iar celălalt ofertant, așa cum legea este permisivă, a făcut contestații. Deci suntem în contestație și așteptăm răspunsul instanței de judecată. Trebuie menționat faptul că în cadrul acestui program județean sunt lucrări de siguranță rutieră. S-au realizat lucrări, de altfel pe rețeaua de drumuri județene, lucrări în valoare 3.900.000. Paranteză, domnule. Deci fac un apel public și la colegii parlamentari Partidului Social Democrat din Senat și Camera Deputaților, dar și la colegii parlamentari din Senat și Camera Deputaților, membrii Partidului Național Liberal. Apelul meu se referă ca și la Guvern și ca și la Parlamentul Țării să modificăm pentru Dumnezeu o dată legea achizițiilor publice, care este o lege extraordinar de proastă, în așa fel încât să putem să executăm în tocmai la timp proiecte necesare îmbunătățirii infrastructurii vieții cetățenilor din județul Vrancea și, evident, a cetățenilor României. Continuați. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, contractul pentru lucrări de siguranță rutieră se poate observa pe traseul celor 34 de drumuri județene, pe cele modernizate pe 24 de drumuri, au fost executate marcaje rutiere longitudinale și transversale, de asemenea, s-au montat semne de circulație, valoarea contractului fiind de 3.900.000, iar până la această dată nu apar operate de contări, întrucât executantul nu a prezentat facturile de contare. Un capitol special reprezintă calamitățile, banii alocați prin hotărâre. Domnul director, am înțeles. Haideți, clipajul ăsta triumfalism, mie nu-mi place. E o realitate, domnul președinte. Poate vedeți că nu vreau să fie triumfalism, adică nu vreau să mă luptăm cu ceea ce am făcut. Certeți un singur lucru și vreau să-i asigur pe colegii consilieri. Deci până la 31 decembrie cheltuim banii și execuția de la 31 decembrie va arăta 1% relativ în ceea ce vreți investițiile realizate, cum o spuneam, în județul nostru. Da, tot pentru că tot avem... domnul consilier Emilian de acum, vă rog. Domnul director este supărat pe noi. Vă rog să mă credeți că și eu sunt puțin supărat pe dânsul. Nu ne-a obligat nimeni să prevedem în buget 21 de milioane că vom realiza în acest an la managementul deșeurilor, astfel încât
la această dată să avem realizat numai 1 milion. Nu ne-a obligat nimeni să băgăm în buget. Noi am considerat că atât trebuie să facem și eu cred că bine am considerat. Avem nevoie de investiții în județul Vrancea. În al doilea capitol, nu ne-a obligat nimeni să introducem în buget 90 de milioane la drumuri și noi să realizăm doar 20 de milioane. Deci noi am considerat că putem și este bine că am considerat așa, dar trebuie să ne străduim să facem. Cât privește proiectul, managementul deșeurilor, eu vă reamintesc că aveam termen de finalizare a investiției în 2015. Eu înțeleg că sunt greutăți multe privind achizițiile publice. Înțeleg că s-a schimbat legislația și într-adevăr. Dar trebuie să recunoaștem că n-am făcut tot ce era posibil încât să dăm în funcțiune această mare investiție care afectează practic aproape toți locuitorii județului Vrancea. Și dacă nu vom reuși nici la începutul anului viitor să dăm în funcțiune această investiție, dar să știți foarte bine că există directivă europeană de închiderea rampelor care nu sunt autorizate și vom avea probleme foarte mari cu deșeurile menajere. Deci, nu trebuie să supere direcția tehnică. Punctul meu de vedere personal este că direcția tehnică putea să facă mult mai mult în cele două domenii de care vorbea domnul consilier Constant Liviu. Adică drumuri și managementul gunoiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Emilian Diaconu. Înainte să vă dau cuvântul domnul director Ordache, vreau să fac precizarea, pentru că eu, mie îmi place să ne aducem aminte cât se poate de plan. Doamnelor și domnilor consilieri, o mai țineți aminte pe distința doamnă Cristina Trăilă, astăzi membru de bază a Partidului Național Liberal, drept apariții la televizor în lista comunicatorilor PNL? Ei, aflați de la mine, din cauza doamnei Cristina Trăilă și a guvernului Boc, acest proiect a fost amânat aproape 3 ani de zile. Deci vreau să asigur cetățenii județului Vrancea și pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, că acest proiect, managementul deșeurilor, va fi finalizat și nu vor exista probleme și cetățenii județului Vrancea se vor bucura de un județ curat și bine administrat. Domnul director Romeo, dacă vă rog. Referitor la afirmația conform căruia s-au prevăzut în bugetul de la drumuri suma de 90 de milioane lei și nu s-a realizat, țin să precizez faptul că prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a alocat județului Vrancea pentru perioada 2017-2020 239 de milioane 549 de mii de lei pentru 32 de obiective de investiții. Această previziune, dacă nu se realizează în acest an, tot datorită procedurilor greoaie de achiziții publice care împiedică efectiv punerea în practică lucrărilor și a proiectelor. Domnul director, programul înțelege toată lumea la mintea cocoșului. Programul se desfășoară până în anul 2020. Nu puteam să facem execuții în condițiile în care semnăm contractele luna asta. Luna aceasta s-au semnat 7 contracte și restul semnăm până la sfârșitul lunii noiembrie, celelalte 26 de contracte de finanțare. Iar în același timp și colegii noștri distinși și noștri consilieri, în special domnul Deacon, nu știe foarte bine că nu putem să lansăm procedură de achiziții fără sumă, cum nu spunea alocat. Fără contract de finanțare semnat între minister, organul central și beneficiar. Vă rog. Unitatea Consiliului Județean Vrancea. Nu, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai există observații, domnul consilier Bricu Costa, vă rog. Explicațiile care au fost date, noi le-am mai auzit. Dacă ele ar fi valabile și într-un totul de încredere, ar însemna, cum spuneți dumneavoastră, ca execuția bugetară pe un an să iasă pe liber. Credeți-vă că am îndoire în continuare. Iar faptul că ne facem istorie și aruncăm vina pe fostul premier Boc și... Nu, dar este o realitate, domnul consilier. Dacă este o realitate, cineva trebuia să facă un demers, să îndrepte împotriva lor ca responsabil pentru această situație destul de gravă pentru județul Vrancea. Nu aveam text de lege din acest punct de vedere. Așa cum magistrații, procurori nu răspund în România pentru ceea ce fac
Și magistrații judecători nu răspund pentru ceea ce fac când trimit oamenii vinovați la pușcărie. Nici așa n-a putut răspunde guvernul Boc, pentru că nu aveam text de lege și tragem la răspundere era pentru întârzierea de 3 ani. Nu guvernul sau ministrii așa, dar au fost persoane acolo care dumneavoastră pretindeți că ar fi ținut proiectul. Vă mai dau un exemplu. Doamna ministru Anca Boagiu, care tot membru al Partidului Național Liberal cu onor este în acest moment, în anul 2005 a ratat licitația internațională privind pârtia de schi, domeniul schiabil în localitatea Turnici, comuna Lusatul Lepșa, județul Vrancea. Știți chestia asta? Am înțeles de ce nu mai se numește schiuri de Lepșa, dar mă rog, asta. Deci nu putem în permanență să dăm vina în urmă, să ajungem la boierista, pentru că noi suntem foarte în urmă cu sistemul integrat de colectarea deșeurilor. Ne raportăm în acest moment și trebuie măcar de aici încolo să lucrurile se decurcă de așa natură. Faptul că s-a fazat proiectul, Doamne ajută, bine că s-a întâmplat. Dar avem o mare problemă și fiecare primar din această localitate va avea o mare problemă în a asigura colectarea și depozitarea deșeurilor, pentru că eu sunt convins și o spun public acum că va mai dura cel puțin un an până când sistemul va funcționa. Nu știu cum se vor descurca primarii din acest județ în decursul acestui an. Pentru că e posibil ca depozitele de deșeuri care până acum primesc în județul Vrancea, la un moment dat, să spună nu. Și noi putem obliga să primească deșeuri din județul Vrancea. Ne mai vorbim de costurile de transport. Cred că suntem pe cale să creăm o bombă ecologică în județul Vrancea și nu putem arunca vina tot mereu pe alții. Așteptăm mai degrabă măsuri concrete pentru a salva măcar ceea ce se poate din această situație până când sistemul va funcționa așa cum va funcționa. Mulțumesc, domnule consilier din Rubostan. Doamne și domnule consilier, eu, personal, o să dau cuvântul imediat. Eu m-am săturat de populismul ăsta ieri domnilor din partea dreaptă a Sării, din dreapta politică românească. Deci vă fac niște precizări. Dom'le, opriți-vă, nu mai speriați populația județului și a țării. Că așa a spus obișnuit să faceți în ultimii 28 de ani. Le-ați tăiat salariile, i-ați pus în genunchi. Tot timpul i-ați anunțat, cum nu spun eu, că vine sfârșitul lumii din acest punct de vedere. Nu vine, domnule, niciun sfârșit al lumii. Deci acest proiect va fi finalizat, iar eu am să rog pe domnul director Romeo Iordache, dacă tot sunteți atât de bușurii cu primarii și cu managementul deșeurilor, eu rog pe domnul director Romeo Iordache să ne spună care sunt primăriile și primarii care ne-au pus cele mai mari piedici de a trebui să ajungem în justiție a acestui proiect. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnule președinte. Și pe care vă rog să-i chemați la partid și să le spuneți, cum spune, ce gândiți dumneavoastră despre modul în care vorbiți în ședințele Consiliului Județean. Că ceea ce faceți în ședințele Consiliului Județean nu bate cu realitatea. Din cele 68 de comune care trebuiau să dea terenul la administrarea Consiliului Județean Vrancea, două comune, respectiv Comuna Ciorăș și Comuna Țifești, începând cu anul 2015 și cu data prezentei, nu și-au asumat responsabilitatea și hotărârea luată în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată de a pune la dispoziția Consiliului Județean suprafețele de terenuri necesare pentru construirea punctelor de colectare. S-au făcut demersuri necesare către Ministerul Mediului, către ANRMAP, ANRSC, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Comunicarea Serviciilor Utilitare și Utilități Publice. Într-un final, Consiliul Județean, după demersuri și notificări, a fost obligat să acționeze instanța de judecată. La Curtea de Apel la Galați s-a emis hotărâre definitivă și irevocabilă, prin care UAT Comuna Ciorăști este obligată să predea către Consiliul Județean Vrancea acele terenuri. Nici la această dată, Consiliul Local al Comunii Primăria nu a predat terenurile. Mai mult decât atât, au contestat la înalta curte hotărârea în recurs de anulare sau nu am termin juridic potrivit, încă nu sunt judit de meserie. Comuna Țifești, aceeași situație s-a repetat și în Comuna Țifești. Consiliul Județean a câștigat la Tribunalul Vrancea și la Curtea de Apel la Galați. S-au deplasat colegii noștri în teritoriu și sperăm că într-o perioadă următoare să ne pună la dispoziție terenului. Deci întârzierea în construirea punctelor de colectare. Pentru că proiectul nu poate fi raportat decât la 68 de unități administrative teritoriale, cu un număr de 597 de puncte colectare. Altfel, proiectul ar deveni neeligibil dacă nu realizăm țintele
propuse în obiectivele generale ale proiectului. În această situație am stat 2 ani de zile și am întreprins demersuri și rugăminți către cele două primării pentru a-i pune la dispoziție terenurile. De aici rog ca domnii consilieri să mulțumesc. Analizeze. Mulțumesc. O singură precizare. Consider că a trecut de mult vremea în care primarii erau chemați la partid să primească ordine. Odată ce sunt aleși de comunitate, primarii răspund în fața comunității și a Consiliului Local. Da. Domnilor de la Partidul Național Liberal, în loc, și nu dumneavoastră sunteți vinovați, ci conducerea Partidului Național Liberal Vrancea. Doamne, dacă sunteți incompetenți și nu aveți autoritatea asupra primarilor, membrii ai Partidului Național Liberal, lăsați-vă de politică, cum nu spun. Apucați-vă de altceva. Domnilor și domnilor consilieri, dacă mai există... Deci asta e motivația pentru care punctele de colectare nu sunt realizate nici în ziua de astăzi. Pentru că primarul PNL de la Comuna Ciorăști-Braicău cu primarul de la Comuna Țifești-Postolache s-au opus în permanență acestui proiect. Punct. Acestui proiect? Punct. Din punct de vedere tehnic. Vreți să vă spun cine a proiectat în România? Care guvern era la putere când ne-a servit proiectele? Haideți, domnul, haideți. Domnule, m-am săturat de demagogie până peste cap. Vă rog, domnul vicepreședinte. Dacă îmi permite, vă rog, apreciez grija dumneavoastră față de consilierilor PNR, față de cetățenii județului Vrancea. Dar o parte din răspuns l-a dat domnul director Iordache. Vreau să le spun, pentru că vedem în fiecare zi cu ce se confruntă România, țara noastră, nu numai județul Vrancea, cu probleme de mediu. Și vreau să le dau un exemplu din Partidul Național Liberal la Cluj, unde și președintele Consiliului Județean este PNL și primarul, fost prim-ministru, este tot PNL. Și ați văzut cu ce probleme se confruntă cu groapa de gunoi de la Râpa, sau cum îi spune acolo. Deci, să știți că noi suntem printre puținii care proiectul, așa cum spunea și domnul director Iordache, este îndeplinit 92%. Adică, dacă n-ar fi fost acele sincope, să zic așa, sau acele tălpi puse, ca să vorbesc neacademic, de către primarii dumneavoastră, în ăștia 2 ani de zile, noi eram operaționali acum. Pentru că n-ați avut curiozitatea niciodată să vă duceți și vorbiți de proiect tehnic prost făcut. Nu. Duceți-vă o dată până, sau slab, cum spuneți dumneavoastră acum, duceți-vă până la Haret, că nu sunt decât 20 de kilometri, să vedeți că tot complexul ăla este funcțional. Numai că nu avem posibilitatea acum să ducem gunoi acolo, datorită faptului că nu avem puncte de colectare. Și neavând punctele de colectare, nu putem să contractăm operatorii, cei doi operatori pentru... Mulțumesc, domnul vicepreședinte, suntem condiționați. Da, supun spre aprobare pe unul consiliului județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva potrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 5, doamnelor și domnilor consilieri, avem proiectul de hotărâre prin repartizarea comunității administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, alocate județului Vrancea, în urma unei adrese trimise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, numărul 29-220-2007. Vă fac precizarea că asta este un surogat, pentru că urmează rectificarea bugetară pe care Guvernul o va înainta, cum vă spun eu. Probabil nu mai târziu de următoarele 2 săptămâni. Dacă aveți o observație pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre a ministrului. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Punctul numărul 6. Aprobarea documentației economice, tehnico-economice, la bază expertiză tehnică pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean 205J la satul Fitionești, județul Vrancea. Dacă există observații, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
la punctul numărul 8. Punctul numărul 7 la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, reabilitare și modernizare drumul județean 205L, sectorul DN2D, Negrilești, comuna Negrilești, județul Vrancea. Dacă aveți observații cum ar fi acest proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintice, este pentru. Dar este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 8 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat peste râul Zăbala, comuna Nerejul, județul Vrancea. Dacă aveți observații cu acest proiect, să înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintice este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 9 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice la fază expertiză tehnică la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe calea ferată Ajut Bacău, drumul județean 119J, municipiul Ajut, județul Vrancea. Dacă aveți observații cu acest proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 10 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnice la faza expertiză tehnică, la proiectul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat peste calea Felată, Ajut Bacău, pe drumul județean 119J, municipiul Ajut, județul Vrancea. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Pun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 11 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D în comuna Paltin, județul Vrancea. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul al 12-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, prin obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, pe drumul județean 205D, peste părâul Bălașa, comuna Nerejul, județul Vrancea. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, față de care vă mulțumesc. La punctul numărul 13. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnice, tehnico-economice, la fază expertiză tehnică, la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste părâul Monteoru, comuna Nerejul, județul Vrancea. Astăzi o facem investiții numai la liberare, în general. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 14 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică, la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste părâul Tulburea, comuna Paltin, județul Vrancea. Dacă există observații, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 15 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică,
asupra obiectivului de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, drumul județean 205D, peste Pârâul Olari, comuna Palti, în județul Vrancea. Dacă este observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamna și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 16, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică, la obiectivul de investiții, consolidare și reabilitare pod din beton armat, pe drumul județean 205D, peste Pârâul Chioasa, la comuna Palti, din județul Vrancea. Dacă există observații, înțeleg că nu sunt supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 17, avem proiectul de hotărâre privind clasificarea drumurilor județene pe nivelul de intervenție după nivelul de viabilitate în timpul iernii 2017-2018. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 18, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții de alin, șarpantă, clădire Cito Dobești, Casa Ruxan, la strada Caporal Dian, orașul Dobești de Suvrancea. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre aminte. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 19, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza de documentație de avizare a lucrurilor de intervenții DALI pentru obiectivul de investiții, construire bazin beton vidanjabil, fosă septică, demolare corp C5, grup sanitar WC Uscat, la centrul de recuperare Cotești, localitatea Cotești, județul Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 20, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza documentației avizare a lucrărilor de intervenții DALI, obiectivul de investiții, construire începere CT, coș de fum, centrală termică, coș de fum, instalații termice și refacere finisaj la centrul de recuperare Măicănești, județul Vrancea. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun la aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 21, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții DALI, la obiectivul de investiții, hidroizolație, demisol, sediu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun să aprobarea plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 22. Avem proiectul de hotărâre prin aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, din instituțiile subordonate, Serviciul Comunitar Județean de Dirigența Persoanelor Vrancea și centralizat la nivelul ordonatorului principal de credit. Dacă există observații în urma acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus pe aprobare prin Consiliul Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 23, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Turismului, în vederea participării județului Vrancea la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pe durata validității protocolului. Doamnelor și domnilor consilieri, dacă există observații cum atunci acestui protocol, aceste hotărâri, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Doamnelor și domnilor consilieri, venim la punctul 3, proiectul de hotărâre pe care desemnăm reprezentantul Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Măicărești pentru anul școlar 2017-2018. Rog colegii din Comisia de Validare, domnul președinte al Comisiei de Validare, să își intre în atribuții. A doua. Procedura de vot se fixează în căsuța cu da. Dacă doriți ca să votați pentru persoana trecută pe buletinul de vot, sau se fixează X în căsuța nu, dacă sunteți împotriva persoanei trecută pe buletinul de vot. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul votului secret, vă rog. Comisia de Validare a procedat la stabilirea rezultatului votului secret exprimat de consilieri județeni, Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Măicănești pentru anul școlar 2017-2018. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezenți la vot 31. Numărul membrilor de desemnat 1, candidaturi depuse 1. Voturi valabile exprimate 31, voturi nule niciunul. Doamna Ieșanu Aura Lăcrămeară a obținut 23 de voturi pentru, 8 împotrivă. Având în vedere rezultatul votului, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Măicănești, doamna Ieșanu Aura Lăcrămioara, cu 23 de voturi pentru, din 31 de voturi valabile exprimate. Semnează membrii Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de Validare, doamnelor și domnilor consilieri. Având în revedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Măicănești pentru anul școlar 2017-2018. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Doamnelor și domnilor consilieri, chiar dacă ați citit-o în presă, vă mai dau eu o veste bună. Astăzi, din acest punct de vedere, mie, știți că am ținut foarte mult la această chestiune și va fi realizată și va contribui foarte mult la turismul din județul Vrancea și vrâncenii vor putea să fie mândri de acest drum. Ieri, în urma unei discuții cu mine,
domnul ministru al transporturilor, domnul ministru Felix Troie, care îi mulțumesc, a semnat indicatorii tehnico-economici la drumul național numărul 2L, Soveja-Lepșa, urmând ca mâine să plece la aprobare în ședința Guvernului României, așa fel încât până la finele anului viitor execuția drumului să poată fi realizat. Declar lucrările închise ale ședinței ordinare de astăzi și vă mulțumesc foarte mult. Sănătate!